Hey Google, play classical music on YouTube video. Playing classical music on videos on YouTube. Are lucky enough to visit, Zangabai is both a playground and an elementary school. It's important for young bulls, as family life in the forest is female-led. But at the Bai, there are plenty of older males to learn from. Dragii mei, bine ați revenit la un nou video. Acest video e un pic mai special, o să fie unul scurt, pentru că e doar o colaborare și e o colaborare cu Blackview Official. Ei mi-au trimis această tabletă, Tab 15 Pro, mi-au trimis să o testez, să văd cum funcționează, iar dacă îmi place să o păstrez și să fac un video despre ea. O să încep să vă spun în câteva minute câteva lucruri despre ea, iar la urmă am să vă dau și un cod de reducere și link-ul care o să vă las în descrierea acestui videoclip. O să încep cu cutia, deci vine în această cutie. Cutia conține, deci conține tableta, care vine cu tot cu husă pentru tabletă. Nu mi-a venit să cred, niciodată nu am primit ceva care să vină cu tot cu husă. Pentru mine asta a fost wow, mi-a plăcut foarte mult că vine cu această husă de protecție, are și în față, are și în spate și a venit și cu protecție pentru ecran, pentru screen. Deci eu încă nu am reușit să o pun, vreau să o pun David ca să fie tot ok, dar vine și cu protecție pentru ecran. Aveți și încărcător, eu am scos firul pentru că o trebuie să o încarc. Aveți și cheiță pentru cartelă, am să vă lăs pe ecran. Ceea ce mi s-a părut super e că puteți să puneți cartelă la această tabletă și are și dual SIM, adică puteți să puneți două cartele. Funcție foarte faină. Iar eu am primit și acest pencil pentru tabletă, care îl puteți folosi la desenat, la diferite proiecte. Eu l-am folosit doar în aplicația pentru desenat și mi l-a dat la fel, dar dacă vreți să faceți diferite design-uri, sunt aplicații, e foarte, foarte fain și acest pencil. Acum să vă arăt un pic tableta, să vă spun câteva funcții. Deci așa arată tableta, are dimensiunea de 10,5 inch, asta vine cam 27 în centimetri, e foarte subțire, e de 7,3 mm, dar nu e ușoară, e un pic greuță și mi-a plăcut lucrul ăsta. Pentru că atunci când ceva e ușor, îți dă senzația de proastă calitate. Dar asta e greuță și mi-a plăcut foarte mult să văd că e grea. Mi-a dat din prima, adică n-am luat o mână, senzația de calitate bună. Apoi are două camere, camera frontală care e aici și de 8 megapixel și are și o cameră în spate care e de 13 megapixel. Memoria ei RAM e de 8 GB, dar puteți să extindeți memoria, se poate adăuga încă 6 GB, deci să ajungeți până la 14 GB. Asta la memoria RAM, iar memoria tabletei e de 256 GB, adică unii puteți păstra poze, videouri, tot ce aveți nevoie pentru tabletă. E o memorie foarte mare, 256 de GB. E o memorie foarte mare, e mai mare și decât calculatorul meu. Un alt lucru care mi-a plăcut mult e că are 4 speakere, deci aveți 2 speakere aici și încă 2 pe partea asta la altă. S-aude foarte tare. Am dat drumul la muzică și mi-a plăcut cât de tare s-aude. Am dat drumul și pe Disney și m-am uitat la un film și s-aude foarte fain, mi-a plăcut foarte mult. Apoi un alt lucru excelent
îi bateria. Are fast charging, se încarcă foarte, foarte rapid. Nu mi-a venit să cred cât de repede s-a încărcat. Nici nu am lăsat o oră și era aproape full. Deci nu am lăsat-o să facă full pentru că avea nevoie de ea și trecuse 40 de minute și deja era aproape încărcată. Și ține și foarte mult. Noi când am primit-o nu am încărcat-o, am fost 2 zile în continuu la desenat, copiii s-au uitat pe tabletă, am făcut multe lucruri pentru că a trebuit să o setăm. Ne-a ținut bateria 2 zile. Deci e foarte mult și foarte fain. Și vreau să vă mai spun, da, Tatiu, atunci când dați cu degetul pe ecran, e foarte smooth, adică e foarte fin, e foarte rapid, îmi place foarte mult cât de repede merge ecranul, cât de repede merge tableta. Un alt lucru super despre această tabletă e că poate fi folosit ca PC, adică ca și computer, calculator. Puteți adăuga mouse și tastatură magnetică și are modul de calculator. Am să vă lăs pe ecran să vedeți despre ce e vorba. Asta e un plus, dacă aveți nevoie să faceți ceva mai mult, dacă aveți nevoie de tastatul, de mouse-ul, puteți folosi ca și calculator. Cum ați văzut, eu m-am uitat și pe Disney, am și Amazon Prime pe el și calitatea e foarte bună și sunetul foarte bun, mi-a plăcut foarte mult. N-am primit-o și până acum, nu am găsit nimic negativ despre ea, deci nimic negativ nu am găsit. Da, dragilor, cred că asta vreau eu să vă spun, dacă o recomand, cu siguranță. Eu niciodată nu păstrez produse care nu mi-au plăcut sau care nu sunt buni. Eu fac colaborări doar cu produse pe care le folosesc și pe care le-aș recomanda și altora să le folosească și sunt foarte mulțumită de ea. Ei mi-au trimis și link și am să lăs în descrierea videoclipului. Prețul e super, au și 20% reduceri, prețul e foarte accesibil. Pentru această tabletă eu am rămas surprinsă, știți cum e, atunci când ceva pare prea bun, parcă ești așa un pic sceptic, dar nu, tableta e bună, prețul e bun și mi-a lăsat și un cod de reducere care vă ia $10 sau depinde din ce țară o să comandați, cred că 10 lire dacă sunteți în Anglia, $10 dacă sunteți în altă țară. Am să vă las codul meu pe ecran, iar linkul îl găsiți în descrierea videoclipului. Accesați linkul. O găsiți, o comandați de pe website-ul AliExpress și acolo o să vă spun și în cât timp va ajunge. Cred că asta e tot ce vreau eu să vă spun. Uitați să-mi dați un like dacă v-a plăcut acest clip. Mulțumesc Blackview pentru această colaborare, iar noi ne vedem în vlogul următor. Pa!